Bună seara și bine v-am găsit. Sper că vă face și dumneavoastră plăcere și vouă, dragi prieteni, vă face plăcere, așa cum îmi face și mie, să ne vedem și în această seară live. A Aseară am avut, o, ieri seara, am avut o scurtă pauză, o scurtă întrerupere. Între timp am pus, pusesem un video de la o nuntă, de la nunta lui Otto și a Flaviei care din ce am văzut, din câte am văzut, v-a amuzat, v-a delectat, în această seară a venit momentul să ne întâlnim iarăși față către față într-o zi aparte pentru cultura română, nu e așa, ziua națională a culturii sau ziua culturii naționale, asta însemnând că astăzi sărbătorim 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Salutăm pe Tudor Georgian Popa, pe Marim Platon din Harghita, pe Sonia Fala, dispune și ei bună seara, lui Marcel Prezent lui Bogdan de la Paris, salutări lui Mircea Ignat, la fel, toate cele bune tuturor urmăritorilor care încă nu apucă să scrie, îi salutăm. Stoica Simona, Rodica Fărăgău, Birov Valer de la Arad, Dănuț Cornea, salutări, Radu la salutări. Martiță Ioan din Lunca Ilvei, e pe lângă Rebrișoara, Maria Popescu, bună seara. Bună seara și bine v-am găsit Tudor Cirea. Suntem 52, deci aproape suntem toți. Ce vreau eu să vă zic pentru început, așa cum acționam în cum precizam în titlul acestui video, ne vom ocupa în cele ce urmează de prima strofă a poeziei Luceafăru. Luceafărul nu e așa care se presupune că e cea mai cunoscută poezie eminesciană. O să încerc pentru dumneavoastră în cele ce urmează să rostez măcar prima strofă în câteva interpretări diferite, bineînțeles interpretări diferite care aparțin unor personalități de notorietate publică. De aceea zic în momentele următoare să urmărim această recitare după aia reluăm discuțiile. Bună seara, bună seara, bună seara! Prima persoană pe listă care ar recita frumos prima strofă al luceafărului lui Eminescu ăsta de la Ipotești, mă înțelegi? Nimeni altul decât Gigi Becali. Cum ar recita Gigi Becali? A fost odată ca în povești, a fost teaua București. Și pentru că să-ți arăt că sunt șmenar, acum mai zice fece star. ăsta e Becali. Cum ar zice Radu Banșu. A fost odată ca în povești, mă rog, ca niciodată. O fată frumoasă, dar ea cam japiță, ea cam târfă, îmi pare eu să vă spun. Era mai prăpătică decât Simona Halep. Asta a fost versiunea Radu Banciu, cum a sunat prima strofă în versiunea lui Teodor Stolojan. A fost odată cam povești, au fost ca niciodată și ar mai rosti Stolojan din versuri, da, i s-au încleștat buzele lui, dragă, Stolo. Cristoi, om Cristoiu, cum ar recita el? De deci, am a fost foarte cam poveste, a fost ca dar iertați-mă, eu nu înțeleg cine era prea frumoasa fată și si din ce bine o înfățea parte. Eu, acum, dacă vorbim despre Laura Chiovesi, nu era ea cea mai frumoasă fată, dar vă rog, lăsați-mă și si eu să înțeleg, să studiez puțin Luțeafărul și peste 30 de ani vă dau răspunsul. Ion Cristoi a fost. Sebighiță, evident, la Sebighiță trebuie să ne subțiem uh, bâzele Da, într-adevăr, a fost odată ca în povești, o prea frumoasă fată, cu care am fost în Seychelles, în Disneyland și în Măsa, alături de Ponta. Evident, era și Florian Coldea, care nu o lăsa să spună tot ce are în cioc. Versiunea Lucian Bolca și avocatul a fost odată Dată ca povești a fost unde mi pastilele, unde e toaleta. Și gata cu bolcaș, Gheorghe Funar. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din grădina a Maicii Domnului, o prea frumoasă fată. România întreagă, țara întreagă și lumea întreagă este făcută de daci, dacii frumoși și liberi pe care îi chema Micloș, Ferenț și Anoș. Gheorghe Funar Emil Boc Cum a recitat Emil Boc A fost odată ca în povești A fost ca niciodată Din rude mari împărătești O prea frumoasă fată Și era un albărinț Și pot să vă mai zic Pot Dar mă vedeți Nu mă vedeți Bine A fost recitarea Emil Boc recitarea Mircea Dinescu. Deci, bă, deci, a fost toate cam povești, deci, bă, a fost ca niciodată, deci, din rude mari împărătești, o bărea frumoasă fată. Dar de ce era una la părinți? Că nu pusese măsa suficientă zeamă de portocală în mâncare. Medicul Bacal Basha a fost odată o prea frumoasă fată care mânca în bun obicei românesc bătaie de la bărbatus Gâdea, Mihai Gâdea, dragii mei, iubiți, apărători ai credinței Antena 3, Cum ar fi fost, imaginați-vă, să fie o prea frumoasă fată, cam în povești. Degeaba era frumoasă, că era băsistă. Versiunea Sorin Grindeanu, premierul Grindeanu, a fost odată, cum îi, domnul Dragnea... Ziceți dumneavoastră, că numai dacă ziceți dumneavoastră știu <laughs> și mai zâmbești un pic Grindeanu că nu știe ce să zică. Eh? Versiunea lui varianta Laura Căviș. O vă o dată că am o prea frumoasă fată. Mai faină ca mine? Dacă o văd o bag la mm, Nu-i frumos. Varianta Gigi Gheorghiu. A fost odată ca am povești. A fost ca niciodată. Din rude mari împărăte, dar unde dragoste nu e? El nu poate reține mai mult de două versuri dacă nu sunt din melodia lui. Versiunea uh, Liviu Dragnea. Mă rog, a fost o dată cam povești, dar acum PSD-ul e la putere și nu mai are rost să vorbim despre tehnocrați, că atunci a fost durere. <gură> Versiunea Cioloș. A fost dată cam a fost ca niciodată, un guvern prea frumos, un guvern tehnocrat, dar acum s-a întâmplat că dau mâncare la viței, că m-am întors la mine în sat, acasă în Pericei. Versiunea Cioloș pentru bineînțeles. Ajungem la versiunea Claus Iohannis. A... a fost odată, cam povești. 92 de strofe. Ne apucă 2018, dacă mai continui cu versiunea Iohannis. Versiunea Stelian Tănase. A fost dată cam povești. Când eram șef la TVR și am luat toți banii publici pe care îi avem. Mă scuzați, eu m-am retras să-mi scriu cărțile. Versiunea Ion Iliescu. A fost, mai dragă, cam povești. A fost, ca niciodată, Onina. Prea frumoasă fată și era mândră și comsomolistă <coughs> și-l iubea pe Stalin, că <coughs> am dus-o în excursie în luna de miere unde vea în orașul Stalin. <coughs> <coughs> am cochetat cu ideea. Versiunea Crina Antonescu. A fost odată cam povești? A fost ca... El dorme mult și poeziile îl adorm și mai tare versiunea practică. Marea Evanghelie a fost de o dracu. Practic a fost dată ca în poveste, a fost practic ca niciodată din rude mari. împărătește o prea frumoasă fată la care i-am șutit toți euroi și i-am cumpărat și trei ceasuri, practic de aur. Versiunea Luceafărului, versiunea primei strofe din Luceafă, interpretată de Vereștoi Otilo fost odată, niciodată, ai fost în pădure, care acum nu există că eu i-ai dat secule. Versiunea Adrian Năstase a fost odată că în poveste a fost ca niciodată, din rude mari, tari și lubrifiate și împărătești, o prea frumoasă fată și o chema Bombonel. Versiunea, evident, Andrei Marga, trebuie să avem și intelectuali. Evident, trebuie a fost dată ca părâși ca niciodată un mare rector de țară pe numele Andrei Marga, rector aici la Cluj la OBB, ministrul al învățământului. Dar, ca și fata din povești, funcția a dispărut, dar mi-a rămas discursul meu filozofic. Vă rog să-mi cumpărați cărțile, pentru că numai eu și cu mea le cumpăreau. Mulțumesc frumos! Versiunea luceafărului Silviu Mănăstire, o prea frumoasă fată care a fost ca în povești, a însușit 15 miliarde de lei ca niciodată. Unde se află banii furați de aceasta și cine este profitorul în cârdășie cu cine a furat? Versiunea Sorin Ovidiu Vântu Stimate domnule și stimați stâmpiți care nu știți să faceți bani din furăciuni A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată Dacă nu mă crezi să-mi obelești chiar dacă ești o fată. Versiunea țiriac. N-am timp de poezii, dar fata nu era așa frumoasă, era manichină. I-am dat un roz ca să plece. Versiunea Rareș Bogdan. O prea frumoasă fată care se iubea cu România toaptă. Și după aia au scos-o că este prostituată. Iubiți România în fiecare zi și pe mine ce o fi? Versiunea Țânțărianu. A fost odată, ca în povești, ca niciodată, o prea frumoasă fată. Care mai avea o prietenă, tot prea frumoasă fată, masioze din Thailanda, care m-au masat până știți ce, a ieșit tot untul din mine. Versiunea Horia Ivanovici, probabil cel mai bun comentator de fotbal din România, fără emisiune. A fost odată, ca în povești, a fost ca niciodată probabil o prea frumoasă echipă. Dar Gigi Ciobanu a demolat-o. Dacă vrei să vorbesc de mine, îmi dai 200 de euro. Versiunea din O prea frumoasă fată. Am fost însuratoare cu ea. Așa era de prea frumoasă fata că am bătut un chelner de l-am lăsat lat. Versiunea Dorinel Munteanu a fost odată ca am poveșt. hai că începem antrenamentul, o prea frumoasă fată, hai că n-am vreme, hai că trebuie să mă duc. A fost Dorinel Munteanu. Vezi versiunea Gigi că a, -a, a fost o dată a fost ca -a -a niciodată, din rude, m-am împărbătit bă și o performanță fată. Dar să așa de bălbuit și nu mai este prima, că acum v-am părăsit și lasă zică... Că... Pitica de -dome! la da, fata asta din povești era într-adevăr prea frumoasă, prodanca, domne, o luat o reghe. După ce a luat o reghe de două, trei ori la umeri craci. asta s-a făcut impresară de fotbalist. Domne, asta știe fotbal cât știu eu din a, religia protestantă a lui Martin Luther King, sau cum îl chema pe Utera. Te da, Versiunea Ilie Dobre. Una la prismă toate cele a fost asta ca povești. Gol! pe lângă, poate vă și domnul frumosul stadion, și avem pe Valea Domanului acum 15.000 de spectatori, aplaudă o prea frumoasă fată! Și acum vine o versiuță de la maestru Nicu Guță. A fost odată cam povești o prea frumoasă fată, Doamne, care nu avea rival și îmi făcea farsone, și era mândră în toate cele și asculta Că Cam dus la capatos să-i dau pumni în șele, sola! Versiunea fuigo a fost odată ca mă poviști, a fost ca niciodată. Din rude mari mă părătești. O prea frumoasă fată, ce mă podobea ea bine bradu, că dacă nu o certam și venea iar măicuța să-mi facă bradu în geam. Na, 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 na. Versiunea Cristi Minculescu a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. O fată frumoasă ce așteptam pe strada ta, te voi aștepta, mor de pe strada ta. Până se la frumoasă! Ce n-a noapte? E frumoasă din adică Lucefer, oh, Versiunea, auziți aici, mm. Nelson Mondialu. Băi oameni, băi, băi oameni, a fost odată cam povești, grea poveste. A fost ca niciodată, ioi, 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 ioi. o fate. O fată la care i-o dat tata bote față, spate, be marcaru. Ha! Versiunea cu numărul 40, versiunea Florin Piersic. Sunteți pregătiți? Doamnelor, domnilor, dragii mei ciocoflenderi și privitori, sunteți geniali. Fiți nu aplaudați, vă fac eu semn. A fost odată, cam povești, dar vă spun eu. Acum am zic pe aia cu Marga Barbu din 74. Marga Barbu, filmam cu ea drumul oaselor. Era atâtea oase. Și cam atât. 40 de interpretări cu bune, cu rele. De acum, liber la discuții, să spuneți care a mers, care n-a mers, și dacă am scăpat eu pe cineva din vedere. Aștept aici, Daniel Olteanu, nu ești sănătos. Să fii tu sănătos. Dorin, zice că dacă am versiunea Vladimir Putin, n-am versiunea lui Vladimir Putin, pentru că el poate să aibă nu numai orice fată frumoasă, orice țară din pavești. Dacă mai aveți sugestii, încercăm la plăcerea dumneavoastră, improvizație la secundă, ceva, Halas Cristian s-a prăpădit de râs. Îți tu până mâine că e luni versiunea Tămaș. s a fost odată ca în povești, ui, ha, păharule, o fată mare de împărat. Mă pe la ferești, că nu-i aduceam ce-i trebuie, la, 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 Se știe origen Todoran. Acum, varianta Six Martini nu pot, că eu numai singur. Versiunea Iohannis a fost. Ascultați videoul de la început. Bineînțeles, tata bandit. El nu numai fata din povește bombardat-o, și pe luceafăr. Bineînțeles, Avala. Versiunea Nicu Bendea, yo, 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 eu eram tare timid la spus poezii. Versiunea Elena Udrea, păi eu eram fata din povești, bineînțeles. <laughs> și Luceafărul ăla chel, Băsescu, dar acum face pe Luceafărul Huilei, parcă ar fi Miron Cosma. Să trăiți. versiunea dumneavoastră este Vadim uh, Tudor. A fost o prea frumoasă fată. Uh, nu-i mai ajungea nimeni cu prăgina la nas, așa de frumoasă era că uh, eram obligat să-mi tai cu bonfire-ul de să o mulțumesc. Era așa de frumoasă încât să băteau turcii la gura ei. A fost și versiunea Nicolae Guța, a fost mai sus. Versiunea Cheluge, A fost odată cam povești dacă nu-ți place să-mi iei în gură, e. Astea sunt mai dure, nu prea... Versiunea ciorbea, nu am ochelarii la mine. Asta e versiunea ciorbea. O prea frumoasă fată. Dacă aveam șervețele, o iubeam și eu pe ea. Versiunea rădulească asta popa Lucea fără pe gură. Nu se scria poezia. Horia Brenciu. Bra pam, 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 pira, da. A fost versiunea Brenciu, că Brenciu numai cover știe. Versiunea Salam. Da -da -te. Versiunea Salam. Aia costă bani. Pe se nu că treaz, cum să limit. Salut, Simviu Covaci. Versiunea Becali, cu ea am început. Ia uite de la început. Salut! Narița Ilie, zambalistul cel mai mare zambalist pe care l-am văzut. Și Radu Banciu a fost. Bineînțeles că a fost și Radu Banciu. Erați eu sunt bine plasat. Mie, uson, lănești, danton. Gheorghe Turda. Fată faină din poveste de lângă da. da, la 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 da și da, nu mă bate luceafărule, da, 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 că ți-am pupat prințesele. Bos de bos, dolănescu Dumnezeu să lierte. ierte, era fata lângă care pații dintr-un stat de munte. Și părinții le dragi și, mie, -mi oile, ca și tate prințesile, din povești, de la lebrișor în jos, mă, de la lebrișor în sus, lucea fără -o -o ascuns, și de la lebrișor în jos, fata din povești o scos. Versiunea Marco Melo ai fost verește, o cam aceeași chestie. Versiunea Florin în că a fost și ea, dar pe toți. Neac Darius, Cristi din Banat. Ca o poveste cristalină, Cristi din Banat ar fi lăsat pe fata împăratului la o parte și ar fi trecut direct la Luceafăr. <coughs> a fost... Arcidel, versiunea Archidel. dați-mi un linic și vă zic. Și era una la părinți mai frumoasă ca stela. Când o vădare ceva între dinți, vă rog, dați-mi atela. Păbelea nu pot să-l dragă cu junior. Era una la părinți și mi-a mea spart chiuveta. Bum, bum, nu, nu-l poți urmări. Că atât așa e bănică junior, că e mic și se mișcă mult. Tudor Popescu, interesant. Hm. Era o prințesă din Românica, de șmechereală, de fată de smardoiere asta, din moment ce juisa, uh, 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 varia între Cătălin și Luceafăru. Versiunea lui Radu Mazăre. Cred că e o versiune braziliană sau măcar epilată în brazilian. Versiunea Mihai Treistariu. Oh, 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 oh. La soare, la mare, prințesele sunt goale. La soare mi-a furat banana și eu i-am dat luceafărul. Nu pot pe ciuvică, ciuvică tot timpul e băut. Versiunea botezatului. cum să fie versiunea botezatului? Botezatul e luceafărul. el tot timpul are cearcăne, el construiește cosmosuri, galaxii, punți între sufletele oamenilor, e obosit, are cearcăne, are pungi. Frații Petriuși, nu mă și minciun, de la luceferii buni, de la luceferii buni, mă. Versiunea CTP. Versiunea Sorin Ovidiu Balan se apropie de versiunea mănăstire, numai cu 100 de kg în plus. Daniel Ochean, de care a fost de la început? Când termin video ăsta, o să uzi vocea ce lume care-i problema? Bibanu. Și era una la părinți țărane și mândră în toate cele, mă înțelegi, avea, avea uh, bijuterii. Cum e fecioară, trei și luna între stele. Simona Gherghi, asta săracă, e cu doi la purtător. Bianca ne am o voce bună, te salut, mulțumesc. Lupul Rennic, la la nu zice, nu zice pe zi, ăla zice nu a bancuri la suflat, e lupul Rennic. Versiunea Puiu Codreanu. Am venit cu voie bună, la lucea fără împreună, cu prințesa din povești, la 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 la, ca să o și să trăiești, la 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 la. Varianta hrușcă, leru, leru și ler, pe prințesă o desper, ler, ler. Ne-am mărit, mărind, e mai grea, asta e mai grea, asta. O tinește, știi, fusă, fusă, una, una faină la, la, la părinți. Mândră muică, mândră în toate cele. Cum este prazul între dinți și bă, 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 luna, 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 dar luna, luna între stele. Țințărea nu a fost. Doamna Nele Crișan, e mult? Nu. Să rămâi bună seara, prințesă, câți ani aveți? 20. Sunteți prea mare, mă retrag. Andreea Esca, ce să... ia prințesa, la ce salar are, ia prințesa Luceafăru, și își plătește și poetul. Versiunea lui Victor Ponta nu e gata. N-a terminat să o copieze din Eminescu. Versiunea Andreea Marin. Tarararara, avem aici pe Luceafărul Și cine credeți că o să vină în platou la el? Cătălina, Cătă... Nu e Cătălin! Poliția! Mulțumesc frumos, mai ales pentru partea a doua, când m-ați incitat să mai vorbim una alta despre creația asta emineștiană. Măcar în seara asta să mai citim o strofă, sunt și alte poezii frumoase, nu numai din Eminescu și din literatura română. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, să aveți o săptămână ușoară, să fiți feriți de rele, de belele de dușmani, de inamici și mâine seară de la 8 ne revedem aici. Unde? Facebook.com slash Nicu V. Vă mulțumesc frumos!